Trebuie să începem să vorbim despre Petra în contextul celor șapte noi minuni ale lumii nu neapărat antice. UNESCO a organizat un concurs pentru alegerea acestora. Dintre minunile lumii antice s-a mai păstrat una singură, Marea Piramidă de la Giza, din Egipt. Cele șapte noi minuni alese de un milion de votanți, în majoritate pe internet, sunt Marele Zid din China, Statuia lui Cristos Salvatorul din Rio de Janeiro, Orașul Machu Picchu din Peru, piramida întreptă de la Cicenița în Mexic, Coloseumul din Roma, Taj Mahal și Petra în Iordania. Petra a fost capitala regatului nabatean care a avut cea mai înfloritoare perioadă între anii 100 înainte de Hristos și 106 după Hristos. Nabateenii, popor nomad, s-au așezat în țara Edomului în perioada elenistică pe teritoriul Iordaniei de astăzi. Veneau din Arabia și s-au dezvoltat de pe urma comerțului cu mirodenii. Pe la anul 150 înainte de Hristos și-au stabilit capitala la Petra. La apogeul său, regatul nabatenilor se întindea din sudul Siriei la Marea Roșie și din deșertul Negev la vest până la granița de est a Iordaniei de azi. E greu de închipuit că între nabateni și noi români există o oarecare legătură, dar, spre surprinderea noastră și cu siguranță și a dumneavoastră, am găsit una – Deși nabatenii s-au aliat cu Roma, bogățiile și prestigiul local l-au făcut pe împăratul roman al acelei perioade să încorporeze Nabatea în granițele noii provincii imperiale, anume Arabia. Aceasta se întâmpla exact în momentul în care trupele aceluiași împărat ocupau Dacia Liberă. Era anul domnului 106, iar împăratul se numea Traian. Prosperitatea regatului nabatean a crescut odată cu cea a celorlalte provincii romane de răsărit. Petra s-a transformat într-o metropolă și în același timp într-un sediu episcopal în perioada bizantină. În secolul al VII-lea începe declinul Petrei după invazia musulmană datorită mutării capitalei islamului de la Damasc la Bagdad. Petra rămâne uitată la cel mai propriu mod vreme de 12 secole. Abia în 1812, un geograf elvețian, Johannes Burckhardt, Deghizat în pelerin musulman, redescopere ruinele acoperite de nisipurile deșertului. Dar, și așa, abia în 1924, o echipă de arheologi britanici începe dezgroparea orașului. Nu se cunosc descendenții nabateenilor, nu se știe cine i-a asimilat sau pe cine au asimilat. Mai multe triburi din zonă își reclamă descendența din nabateeni. Primele monumente care se zăresc apropiindu-te de orașul vechi sunt blocurile Gin. Există în jur de 40 de astfel de blocuri în Petra. Nu se cunoaște exact semnificația lor, dar se presupune că ar fi morminte nabatene timpurii sau temple legate de cultul apei și al fertilității. Mormântul obeliscului și triclinium sunt următoarele două monumente. Primul își trage numele de la obeliscul cu care este decorat în partea superioară, o clară influență egipteană. Triclinium sau Bab al-Sik este construit într-o perioadă mai târzie, într-un stil clasic. Încăperile interioare sunt săpate în stâncă și au bănci pe trei laturi în apropierea mormintelor interioare, bănci folosite la banchetele funerare, banchete care constituiau un ritual extrem de important în înmormântarea și comemorarea decedatului. Intrarea în orașul vechi se face printr-un defileu îngust și răcoros, chiar și atunci când, în afara lui, temperatura urcă până la 50 de grade Celsius. Defileul denumit de Arabi al Sik are un kilometru și jumătate, și de-a lungul lui se pot vedea o sumedenie de sculpturi în stâncă sau de sine stătătoare, cu influențe grecești, romane, egiptene și bizantine. Natura, însă, a fost sculptorul cel mai prolific și cu cea mai bogată imaginație. Petra este cu siguranță una dintre minunile lumii actuale la început natura, apoi mâna omului a sculptat în piatră o sumedenie de forme interesante. În spatele meu este clădirea care se numește Trezoreria, este cea mai cunoscută clădire din complexul de la Petra. Clădire care a fost făcut cunoscută, care a fost clădire care a fost adusă în atenția lumii de unul dintre filmele din seria Indiana Jones. Nu știu cu ce poate fi comparată, dar probabil nu este nimic în lume care să-i semene. Spunea despre trezorerie în 1818 comandantul flotei britanice la vederea clădirii. Este cel mai faimos monument din complexul de la Petra. Un amestec de zeități nabateene și grecești se desfășoară pe fațada trezoreriei. Printre figurile cunoscute apar castor și polux, un grup de amazoane dansând și capete ale meduzei. În centrul acestora se află Marea Zeița Petrei, al Uza, care mai târziu a fost asimilată în cadrul mitului Afroditei. Destinația trezoreriei nu a fost clarificată. E sigur însă că ea nu a fost o trezorerie. Legendele locale spun că aici au fost depuse comorile faraonilor, de unde și numele în arabă, Hasnet Farun, adică tezaurul faraonului. Atât de vie era această legendă, încât fiecare beduin în armat care trecea pe lângă clădire, trăgea câteva focuri în urna de pe frontispiciu, sperând să plouă peste el cu aur și bijuterii. Drept urmare, urna este ciuruită și mutilată iremediabil. Una dintre posibilele destinații ale trezoreriei a fost cea unui monument funerar pentru regele zeificat Obodas I. Astăzi câteva sute sau chiar mii de turiști pe zi pășesc pe treptele clădirii simbol a Petrei, unde un soldat iordanian în uniformă de gală stă de veche la sufletele celor ce plutesc deasupra orașului părăsit. Pentru a putea străbate într-o zi tot complexul de la Petra, cel mai bine este a călători pe spinarea unei cămile. Creștinismul a ajuns și la Petra, odată cu expansiunea sa în Imperiul Bizantin în secolul al IV-lea, când ea devine sediu episcopal. Câteva dintre clădiri au fost transformate în bazilici, unele purtând și astăzi în interior în semne creștine. Una dintre ele se numește Mănăstirea sau Aldeir și a fost săpată în stâncă, fără a fi însă ascunsă de aceasta. Este un edificiu impresionant, a cărei intrare măsoară 8 metri în înălțime. Altă clădire este Mormântul Urnei care a fost consacrată în anul 446 ca biserică, la fel ca și mănăstirea și capela albastră. Aceasta se află în zona mormintelor regale și a amfiteatrului roman. Drumul pe jos înapoi către orașul nou este ucigător de greu, dar supraviețuim la gândul băi turcești de la hotel, cu piscină, aburi, masări și masăze și ospitalitate iordaniană maximă.